Statele Unite ale Americii accelerează planurile de modernizare a amplasării de noi bombe nucleare în bazele NATO din Europa. Așadar, sosirea în Europa a bombelor gravitaționale actualizate B61-12, programată inițial pentru primăvară anului viitor, este acum programată pentru decembrie, potrivit revistei americane Politico. Mișcarea care implică înlocuirea armelor mai vechi cu versiunea mai nouă în diverse depozite din Europa pentru o potențială utilizare de către bombardierele și avioanele de luptă americane și aliate vine pe fondul tensiunilor crescute din cauza amenințărilor Rusiei de a folosi o armă nucleară în Ucraina și preocupărilor tot mai mari că Occidentul trebuie să facă mai mult pentru a descuraja Moscova să treacă această linie. Anunțul făcut la reuniunea de la Bruxelles a venit cu câteva zile înainte ca NATO să dea startul exercițiului nuclear anual, cunoscut sub numele de Steadfast Nun. Exercițiul de două săptămâni se încheie duminică și include aproximativ 70 de aeronave. Mesajul din spatele trimiterii primelor bombe în decembrie ar putea fi îndreptat mai mult către aliații europeni, care se simt deosebit de vulnerabili în fața Moscovei. Bomba nucleară B61 este principala bombă termonucleară gravitațională din stocul permanent al Statelor Unite după încheierea războiului rece. B61 este o familie de bombe nucleare dezvoltate la începutul anilor 1960 și demonstrată inițial în cadrul unor teste nucleare subterane în Nevada.